Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 7, și am să citesc pentru început doar primele șase versete. Romani, capitolul 7, pentru cei care urmăriți în traducerea Dumitru Cornilescu, pagina 1100, începând cu versetul 1. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci, femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă, dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege. Așa că nu mai este prea curvă dacă se mărește, mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din mort și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum ați fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, vă salut în această dimineață, în numele Domnului Isus Hristos, și folosesc acest prilej pentru a vă aduce cele mai alese gânduri de la credincioși din cealaltă parte a țării. Pentru dumneavoastră, de la capătul țării, pentru mine, dumneavoastră, sunteți la capăt, că trebuie să călătoresc până aici din Biserica Emanuel din Galați. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu dumneavoastră aici. Cred că am mai fost acum vreo 14 ani într-o duminică seara. Mulțumesc fratelui Relu pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a fi ieri și astăzi aici în comunitatea dumneavoastră. Le spuneam celor cu care am interacționat ieri că de fapt eu am venit și înainte de 89 pe aici, pe la Cluj, și mi-amintesc că cel puțin odată am fost aici la, la slujbă în perioada aceea. Aș vrea să vă invit să medităm împreună la ceea ce presupune trăirea unei vieți de libertate. Imaginați-vă, vă rog, că am trăit în Statele Unite înainte de războiul civil care a avut loc acolo. Și ne-am aflat într-unul din orașele de pe coasta de est și am vedea acolo o mulțime foarte mare de oameni adunați, sunt gălăgioși, dar sunt strânși împreună pentru o licitație. Ei bine, oamenii de acolo sunt stranii, sunt ciudați, sunt zgomotoși, au o reputație rea, sunt cruzi, cu alte cuvinte, sunt cei mai de jos oameni pe care ai putea întâlni. Dar observ de asemenea un alt bărbat care prin demnitatea sa este diferit de toți ceilalți. Este blând, manierat, vorbește pe un ton jos, dar reputația lui evident pentru toată lumea e diferită de a celorlalți. Așteaptă și el desfășurarea licitației. În cele din urmă aceasta începe. Cel ce o conduce pășește pe podium și începe să strige primul lucru scos la licitație. Și în fața noastră ar apărea o tânără foarte frumoasă, neagră, cam de 20 de ani. Hainele ei sunt vechi, îi sunt șifonate, dar surprinzător de curate. Este ușor de observat anxietatea și teama din ochii acestei fete atunci când începe strigarea. Din mulțimea aceea, un bărbat zgomotos și afemeiat își îndreaptă privirile pline de pofte asupra acestei tinere plăcută și inocentă. Este evident pentru oricine că acest bărbat este lipsit de orice reputație, dar este primul care face oferta. Dar când bărbatul celălalt, manierat, blând, cel cu o reputație bună, vede. Teama din ochii fetei face și el o ofertă. În cele din urmă, doar cei doi rămân și cu fiecare strigare, prețul fetei crește, până când, în cele din urmă, bărbatul rău renunță, deoarece prețul avansat îi se pare că este prea mare pentru el. Când licitația s-a încheiat, gentlemanul plătește prețul și primește, în schimb, certificatul de vânzare, după care pleacă. Tânăra, începe să-și urmeze noul stăpân. La un moment dat el se întoarce spre ea și o întreabă, unde mergi? Păi, de ce mă întrebi unde merg? A răspuns ea, mai cumpărat, îți aparțin. O, oh, zice, mai înțeles greșit. Eu nu te-am cumpărat pentru a te face sclava mea. Te-am cumpărat pentru a te elibera de sclavie. Apoi a luat certificatul acela de vânzare și a scris cu litere mari, liberă, l-a semnat și l-a înmânat fetei. Nu înțeleg, zice fata, vrei să spui că eu chiar sunt liberă? Da, tu ești liberă, adică eu pot merge de acum oriunde doresc și să fac ceea ce îmi place? Da, exact, ești liberă, domnule, nu știu cine ești. Dar nimeni nu mi-a arătat vreodată în lumea aceasta atâta dragoste și bunătate. Dacă sunt liberă să fac ceea ce îmi place, nimic nu va face o plăcere mai deosebită decât să merg după tine și să rămân sclava ta, slujindu-te până când voi muri. Și în acea zi a mers acasă împreună cu Abraham Lincoln, nu ca sclava lui, ci ca o slujitoare de bunăvoie. Povestea asta Poate fi adevărată sau poate fi doar o alegorie care ilustrează ceva din istoria Statelor Unite ale Americii. Dar ea se aplică perfect la doctrina răscumpărării sufletului nostru și noi am fost sclavi păcatului. Am aparținut dușmanului sufletelor noastre, am fost oameni robiți. Dar într-o zi, Hristos a plătit pentru noi un preț incomensurabil și, în acel moment, el ne-a făcut oameni liberi. Oare cum am putea să-i răspundem mai bine acum când știm noul nostru statut pe care îl avem decât ceva de genul Doamne, dacă m-ai iubit atât de mult, te voi sluji pentru totdeauna, voi rămâne sclavul harului tău și voi alege să te slujesc cu toată inima. Din păcate, atunci când s-a dat proclamația de emancipare, au fost așa de mulți sclavi care au continuat să slujească stăpânilor lor din cel puțin două orațiuni. Unii n-au putut să creadă că e posibil așa ceva. Iar la alții, nimeni nu s-a dus să le ducă vestea sunteți liberi. E bine, când citești cartea romani n cum să nu vezi în prima parte a cărții, care este o parte plină de doctrină, faptul că absolut toți oamenii, din perspectiva sfințeniei dreptății lui Dumnezeu, sunt păcătoși. Nu este nici unul care să-i placă lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, iudei sau neiudei, credincioși sau atei, oameni care au avut parte de cunoașterea legii lui Dumnezeu sau care n-au auzit niciodată despre ea, toți sunt în aceeași condiție. Și pentru că nu există nicio posibilitate ca omul să-și depășească această stare, singurul care poate face o diferență și una radicală este Dumnezeu, care prin credință, prin har, îl răscumpără pe om din condiția în care el se găsește. Vreau să vă mulțumesc celor care ați cântat cântarea asta înainte de de, a, de mesajul acesta pentru că exact despre asta o să vreau să vorbesc, despre acest har pe care Dumnezeu îl aduce în viața noastră. Cu alte cuvinte, în prima parte a epistolei, Apostolul Pavel spune, nici un efort omenesc, absolut nimic, nici măcar religiozitatea, nu-l poate aduce pe om în comuniune cu Dumnezeu. Ceea ce aduce Restaurarea relației dintre om și Dumnezeu este doar credința în soluția lui Dumnezeu care este Isus Hristos. Mântuirea este doar prin har, este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă ar fi fost să citim Roman, capitolul 6, am fi văzut că acest capitol se ocupă de eliberarea de păcat. Romani, capitolul 7, vine și ne ajută să înțelegem ce presupune eliberarea de lege. Și haideți, pentru început, să ne uităm la consecința ascultării de Dumnezeu o viață de libertate. Da, Pavel spune aici, în versetul 5, spre exemplu, ceva care arată natura noastră sub firea noastră pământească. Fiecare suntem acolo. În capitolul pe care l-am citit. În versetul 14, el spune: Eu sunt pământesc. În versetul 18, zice: Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Ca apoi, în capitolul 8, cu versetul 8, să spună: Deci, cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Și este vorba despre mine și despre dumneavoastră, despre condiția întregii umanități. Dar, pentru început, aș vrea să încerc să răspund la întrebarea ce ne învață legea. Dacă har presupune ce face Dumnezeu pentru mine, legea presupune ceea ce fac eu pentru Dumnezeu. Dacă legea înseamnă că Dumnezeu cere ceva de la mine pentru împlinirea ei, atunci eliberarea de lege înseamnă că Dumnezeu nu mai cere nimic de la mine, pentru că el însuși va avea grijă să împlinească cerințele legii în mine. Necazul persoanei de aici, din Roman, capitolul 7, e faptul că în firea veche pământească vrea să împlinească legea lui Dumnezeu. Și îndată ce încerci să-i placi lui Dumnezeu prin eforturile tale personale, te placezi sub lege și ai experiența de aici, din Romani, capitolul 7. Greșeala nu este la lege. Pentru că versetul 12 din capitolul 7 spune că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Ca în versetul 14 să ne se spună, ceva greșit este în mine. Eu sunt om vândut păcatului și asta cu riscul că mă repet este condiția în care ne găsim toți deja să vă imaginați pentru o clipă că aveți mai mulți copii dar unul dintre ei este mai neîndemânatic știți foarte bine lucrul acesta dar într-o zi în timp ce aveți musafiri sufragerea este plină el este undeva pe canapea e cu minte nimeni nu bănuiește că nu are acele abilități care să poată să vă ajute la treburile din casă, năpădiți de responsabilități, îl trimiteți să aducă, să presupunem, de undeva dintr-un dulap niște pahare că nu sunt suficiente. Primul lucru pe care îl face copilul se ridică de pe canapea și se împiedică de primul scaun. Ca apoi, nu după puțin timp, să auzi un zgomot asurzitor și paharele pe care le așteptai să fie țândări. Și, deodată, exclami. O, oh, cine m-a pus să-ți cer lucrul acesta? Pentru că știam că ești neîndemânatic. Dacă ar fi rămas pe canapea, nimeni n-ar fi bănuit lucrul acesta. În momentul în care i s-a cerut să facă ceva, a ieșit la vea, la ivea, au ieșit la iveală inabilitățile lui. Exact așa se întâmplă cu noi. Când legea lui Dumnezeu, dreaptă, sfântă, este aplicată unui păcătos ca mine și ca dumneavoastră, automat toată păcătoșenia din noi iese la suprafață. Dacă n-ar fi fost legea, n-am fi știut că suntem slabi. N-am fi știut că suntem atât de prăpădiți. Iată cum descrie în capitolul acesta Pavel, de la versetul 7 până la 9. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos. Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De exemplu, de pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară fiind fiindcă trăiam fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și în contextul acesta se ridică întrebarea, ce este legea? Ce presupune ea? În primul rând, când facem referire la lege, ne, ne gândim la cele 10 porunci, dar decalogul pe care îl găsim pentru prima dată în Exod, capitolul 20. Putem merge un pic mai departe și să spunem că legea se referă la legea mozaică, care cuprinde atât legile morale, civile, sanitare, ceremoniale și așa mai departe, pe lângă cele 10 porunci. Sau poți să mergi un pic mai departe și să zici, legea se referă la. Primele cărți ale Bibliei care chiar acest nume îl poartă: Tora, care înseamnă lege, cărțile scrise de Moise. Sau poți să mergi un pic mai departe și să zici: legea are de-a face cu Vechiul Legământ, cu Vechiul Testament, cu întreg Vechiul Testament. Sau să o vezi ca pe un principiu, sau acea lege lăuntrică a conștiinței noastre. Și altă întrebare care se ridică aici este, care sunt funcțiile legii? Ce a vrut Dumnezeu să ne comunice atunci când ne-a dat legea? În primul rând, pentru a ni se revela Dumnezeul nevăzut. Pentru a cunoaște voia sa, Dumnezeu ne-a dat legea. Vrei să cunoști caracterul lui Dumnezeu? Uită-te la lege care exprimă caracterul său. Apoi, Sigur, legea ne-a fost dată pentru sănătatea și menținerea rasei umane. Sunt principii pe care le găsește acolo în Vechiul Testament valabile până în perioada noastră. În al treilea rând, legea ne-a fost dată și aici cu referire în mod special la Roman capitolul 7 pentru a aduce la lumină păcatul, natura noastră și să ne ofere posibilitatea să mergem cu pocăință spre Dumnezeu având încredere doar în harul său. Și nu în cele din urmă, legea ne-a fost dat ca, dată ca un standard care ne ajută pe noi credincioșii să știm ce cere Dumnezeu de la noi, ce e bine și ce e rău. Dar când te uiți la această lege a lui Dumnezeu, pot să o compar cumva cu un termometru. Cu toți ați folosit termometru în viață. Dar să presupunem din nou că avem un copil Realizăm că nu se simte bine, îi luăm temperatura și să zicem că temperatura este 39,5 grade Celsius. Se vindecă copilul pentru că i-ai măsurat temperatura? Nu. Termometrul spune doar atât, copilul tău are o problemă, trebuie să mergi la medic de urgență. Are nevoie de ajutor, nu poți să mai zăbovești în starea aceasta, este pusă viața în pericol. Cam așa e legea. Legea nu te mântuiește. Legea nu te eliberează de păcat. Legea nici măcar nu-ți dă victoria asupra păcatului. Legea doar îți spune acest mare adevăr și crud. Ai o problemă foarte serioasă. Ești păcătos, ești pierdut, nimic bun nu locuiește în tine, ai niște standarde foarte înalte ale lui Dumnezeu, ai nevoie de cineva de ceva care să te ajute să poți să împlinești voia lui Dumnezeu. O definiție extrem de simplă, ca să sper să nu fie simplistă, a legalismului este exact asta. Omul care încearcă, prin eforturile lui personale, să-i placă lui Dumnezeu, să împlinească legea lui Dumnezeu și are o listă de ce are voie să facă și o listă de ce nu are voie să facă și fie se va încărca cu vinovăție că nu poate face ceea ce îi cere lista lui, fie va fi umflat de mândrie că el nu-i ca alții și uite cât de multe puncte el poate bifa. Și omul legalist încearcă mereu și mereu prin eforturile lui, prin ceea ce este el, prin ceea ce poate el să împlinească legea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, Hristos este sfârșitul legii. Și despre asta cred că ne spune textul nostru foarte bine aici. Și Apostolul Pavel folosește o alegorie. Vorbind despre relația dintre lege și păcătos, vine cu relația dintre soț și soție. Aici ne ilustrează eliberarea de lege prin această femeie care se găsește într o dilemă foarte mare. Îi căsătorită cu un soț, dar ar vrea să se căsătorească cu celălalt. Femeia se găsește într o situație foarte dificilă pentru că ea știe că poate fi soția doar unuia dintre cei doi soți și din nefericire este căsătorită cu cel mai puțin de dorit. Bărbatul ei în realitate, este un soț bun. Necazul este că ei sunt total nepotriviți. El, un bărbat foarte corect. Ea, o ușuratică. El ia totul, pentru el totul este clar și precis. Pentru ea, este ceva nepăsător, întâmplător. El vrea ca totul să fie făcut cum trebuie iar ea va lua lucrurile așa cum vin. Vreau să vă întreb, ce fericire poate fi într-o asemenea casă? Ce speranță poate să mai aibă această femeie? Ah, își zice ea, dacă aș fi căsătorită cu celălalt bărbat, totul ar fi bine. El nu este mai puțin pretențios decât primul, decât soțul pe care ea are Dar ce a descoperit ea este că celălalt bărbat ar putea o ajuta să fie ceea ce trebuie. Primul soț, așa după cum deja vedeți, este legea. Cel de-al doilea soț, cel de-al doilea bărbat, este Hristos. Iar noi suntem femeia. Legea îți cere foarte mult, dar nu te ajută cu absolut nimic să îndeplinești. Îți spune doar ceea ce trebuie să faci. Cel de-al doilea soț, Hristos, îți cere și mai mult decât legea, dar te ajută să faci acel ceva. Spre exemplu, în magistrala predică de pe munte, cum o cunoaștem noi, Matei capitolul 5 până la 7, Mântuitorul spune așa, s-a zis în vechime, legea veche, da? Soțul prim, să nu uh, ucizi, dar eu vă spun cel de-al doilea soț, ori și cine zice fratelui său prostule sau nebunule, este un ucigaș. Observați cât e de pretențios al doilea. La primul trebuia să înfăptuiești crima. La al doilea, doar să rostești cuvinte care să distrugă personalitatea, caracterul celuilalt. Și ești socotit un ucigaș. S-a zis în vechime, zice Mântuitorul, în legea veche, primul soț, să nu poftești, dar eu vă spun, și iată pretenția celui de-al doilea, ori și ce bărbat care se uită la o femeie și o poftește în inima lui, este ca și cum a înfăptuit acea relație intimă cu ea. Și apoi continuați și uitați-vă la toată predica de pe munte, unde Mântuitorul vine și contrastează cerințele primului soț cu pretențiile pe care el, cel de-al doilea soț, le are. Dar, Diferența majoră între cei doi este că, în timp ce unul doar îți cere, celălalt vine să te ajute să împlinești aceste cerințe. Da, femeia și-l dorește pe cel de-al doilea. Dificultatea ei este că primul nu moare, pentru că numai așa se poate căsători cu ea. Și asta este dificultatea noastră, pentru că legea reprezintă. Caracterul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este veșnică și, precum Dumnezeu nu moare niciodată, nici legea să nu moare. Și atunci, noi ne găsim în dificultatea femeii de aici. Legea continuă să existe întreaga veșnicie. Ce șansă are, totuși, această femeie din această alegorie să se căsătorească cu cel de-al doilea soț? Păi, dacă El nu moare, El care reprezintă legea, singura șansă ca să se rupă legământul este să moară femeia. Și în momentul în care ea moare, s-a încheiat acest legământ. Aceasta este calea spre eliberare, moartea. Și cum mor eu și cu tine ca să ne putem căsători cu Hristos? Răspunsul este chiar aici în versetul 4, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din mor și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Și moartea lui Hristos devine moartea mea. Și în momentul în care eu am crezut că Isus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru salvarea sufletului meu, moartea lui devine moartea mea. Am murit împreună cu el, m-am deslegat de lege, așa că pot să mă cunun cu Hristos. Da, Hristos a înviat acum ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Dar legea lui Dumnezeu în felul acesta nu este desfințată ci doar este împlinită. Amintiți-vă că Isus a spus, eu n-am venit să stric legea, eu am venit să împlinesc legea. Și atât pe Hristos, care nu va călca legea lui Dumnezeu, care este etern în picioare, ci care El o împlinește. Care este una dintre schimbările cele mai profunde pe care le are o femeie când se căsătorește? Își schimbă numele, nu-i așa? Cele mai multe femei vor lua numele de familie al soțului. Dragii mei, și asta se întâmplă cu noi, păcătoși, pierduți, robi, oameni fără nicio speranță. Citim Efesen capitolul 1 și vedem acolo o listă care ne arată cine eram noi fără Hristos. Deodată devenim copii ai lui Dumnezeu, fii ai neprihănirii, moștenitori ai cerului, și numele nostru este schimbat după numele Celui cu care ne-am identificat atunci când am crezut. Așa că sfârșitul nostru este începutul lui Dumnezeu. Când eu reușesc să mor, de-abia atunci îi dau voie lui Dumnezeu să se manifeste în toată splendoarea în viața mea. Problema este că eu, cel viu, vreau să împlinesc legea lui Dumnezeu. Și n-am nicio șansă. Dar, ce înseamnă oare în viața de zi cu zi să fie liberat de lege? În primul rând, nu mai caut eu să împlinesc legea, ci Hristos o împlinește. Nu mai am, am eu grija împlinirii ei, ci El care ne spune în Matei 5 cu, 17 că a venit să împlinească legea, nu să o distrugă. El face lucrul acesta. Ca apoi în Filipeni să citim în 2 cu 13 căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Ce merit avem? Putem să mai gătăm o dată, numai harul. Și ori de câte ori avem vreun succes, ne întoarcem și mai cântăm o dată numai harul. Și dacă trăiesc o viață de victorie, mai cânt o numai harul. Pentru că în final n-am absolut nimic cu ce să mă pot lăuda, pentru că dacă sunt ceva, sunt doar în Hristos. Așa că dacă încercăm noi înșine să ducem sarcina, știți ce facem în realitate? Nu-i mai dăm loc Duhului Sfânt. Și dacă zicem, n-am să o mai fac eu, Doamne, dar aleg să mă încred în Tine, ca Tu în mine să împlinești -mi voia Ta, vom descoperi o putere mult mai mare decât resursele noastre, care va lucra în noi desăvârșirea lui Hristos. Cineva spunea cam așa, nu știu de ce sunt atât de slab. Necazul este că ești Atât de slab că nu poți face voia lui Dumnezeu, dar nu ești atât de slab încât să ieși din funcțiune. Numai în momentul în care vei ieși tu din funcțiune, îi vei permite Duhului lui Dumnezeu să se manifeste în viața noastră. Când vom fi lămuriți că nu putem face absolut nimic, de-abia atunci va interveni Dumnezeu în viața noastră. Cât crezi că poți tu să-i placi lui Dumnezeu să împlinești legea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va lăsa pe tine cu eforturile tale să devii un mare legalist. În momentul în care capitulezi și zici nu pot, de-abia atunci îi faci loc lui. Nenorocitul din Roman, capitolul 7, asta îl face să fie numit așa. El încearcă prin eforturile lui personale să-i placă lui Dumnezeu, să împlinească legea lui Dumnezeu. Și iată ce spune el când încearcă, ceea ce de multe ori cred că am spus și noi, Roman 7 cu 19, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ce răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Ați ajuns doar la concluzia asta? Bănuiesc că da. Oricine a încercat să-i placă lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, a ajuns la aceeași, la aceeași concluzie. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu. Așa spune versetul 24 din Roman 7. O, scuzați-mă, 25 spune asta, dar în 24 spune, O, nenorocitul de mine. O, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dați-mi voie să vă spun că eu cred că asta este una dintre cele mai duhovnicești rugăciuni. Când ai încercat și ai încercat și ai încercat să iei lui Dumnezeu, și în cele din urmă te-ai prăbușit și ai spus, n-am nicio șansă. O nenorocitul de mine. În sfârșit, în sfârșit, omul de aici descoperă că el nu poate face nimic și în a lui caută ceva. Aș vrea să te întreb, ai ajuns la această deznădejde? Nu te supăra că spun, dacă n-ai ajuns la această deznădejde, n-ai cunoscut Harul lui Dumnezeu. Ești suficient de bun ca să o falimentezi. Ești suficient de bun ca să nu poți să împlinești legea lui Dumnezeu. Dar numai omul care ajunge la această desnădejde și va striga disperat, atunci recunoaște limitele lui și atunci de fapt se deschide Duhului care vine să locuiască în el. Cumva tragi, tragi nădejde că citind cuvântul lui Dumnezeu zilnic și rugându-te zilnic vei avea biruință? Dar nu mă înțelege greșit, aceste lucruri nu sunt absolut de rău, Sunt ca respirația necesară, citirea Scripturii și rugăciunea. Dar este greșit să te încrezi în ele pentru biruință. Ajutorul nostru vine de la acela despre care găsim scris aici. Vine de la acela care căruia îi îndreptăm rugăciunile noastre. Așa că încrederea noastră este doar în Hristos. Cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Asta înseamnă că am nevoie de un mântuitor, am, de, am nevoie de cineva mai mare decât mine, mai puternic decât mine, care poate să mă salveze de condiția aceasta. O, nenorocitul de mine, cine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și datorită acestei străfulgerări, care aduce iluminare, strigătul de desnădejde a omului din Roman, capitolul 7, se transformă într-un cântec de laudă, în versetul 25. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Numai când capitulez eu, ofer loc harului lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dacă ar fi să citim în continuare, urmează capitolul 8. Uitați cum începe, cum continuă de fapt scrierea aici. Acum dar, după ce am capitulat, după ce am avut strigătul acesta duhovnicesc, o, nenorocitul de mine, acum dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, Legea Duhului de viață în Hristos Iisus. M-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Vedeți, eu o țin Biblia asta în mână învingând legea gravitațională prin forța pe care o am în mâna asta. Dar dacă îmi trag mâna, Biblia asta cade. De ce este o lege care spune că așa se întâmplă lucrurile? Imaginați-vă dumneavoastră că eu m așa apuca și aș ține predici moraliste acestei Biblii și a spune N-ai voie să cazi, trebuie să plutești, trebuie să învingi legea gravitațională, tu trebuie să fii altfel, tu nu ai voie să cazi Și țin o 100 sută și o mie de predici cerându-i să învingă legea gravitațională Nu sună asta nebunie pentru toți cei care ați fost măcar la o oră de fizică și ați învățat despre legea gravitației și totuși noi câteodată avem impresia că printr-o evanghelie moralistă îi vom ajuta pe oameni să aibă victorie. Numai Evanghelia Harului. Când legea Duhului de viață este în mine, legea Duhului de viață nu va mai da voie omului meu păcătos să trăiască cum a trăit în trecut, ci voi trăi acea viață de victorie. Și când voi avea acea viață de victorie, nu voi descoperi niciun motiv de mândrie, pentru că absolut totul vine de la Dumnezeu și este Harul lui Dumnezeu. Da, Harul lui Dumnezeu mă învață să o rup cu păgânitatea, dar nu-mi poruncește doar atât, ci vine și îmi dă resursele necesare ca eu să trăiesc acea viață de victorie. Dragii mei, dacă eu ceva mi-aș dori acum când închei momentul acesta, mi-aș dori și pentru dumneavoastră și pentru mine să nu uităm niciodată că strigătul acesta disperat este cel mai duhovnicesc strigăt pe care îl poți rosti. Și când vei striga în felul acesta, poate vă amintiți de experiența lui Augustin de Hipo, care într-un moment de disperare ca acesta, când și-a dat seama că nu poate, a avut parte de Harul lui Dumnezeu, care l-a făcut un om nou. Trăiți ca niște oameni liberi. Bucurați-vă de această libertate în Hristos. Amin.